Acum 76 de ani se sfârșea cel mai mare genocid al tuturor timpurilor, Holocaustul. Pe 27 ianuarie 1945, lagărul de concentrare de la Auschwitz era eliberat. Acolo au pierit peste un milion de oameni. Imaginile momentului de atunci există și acum. Buchenwald, Belzen, Dachau, Majdanek oder Treblinka. Mehr als fünf Jahre lang war Europa ein einziges Konzentrationslager. Das Schrecklichste von allem war Auschwitz. 6 milioane de evrei au fost uciși de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial. Holocaustului îi se adaugă și peste 5 milioane de alte victime, polonezi, romi, homosexuali, dar și persoane cu handicap. Holocaustul a lăsat cel mai negru bilanț din istorie și a deschis o rană care nu se va vindeca niciodată, a transmis Klaus Iohannis. România are partea sa de responsabilitate pentru vina teribilă de a-și fi asasinat proprii cetățeni evrei și romi, a mai spus președintele României. În lume mai sunt aproximativ 300.000 de supraviețuitori ai genocidului comis de naziști și colaboratorii lor din Europa. Printre ei este și Miriam Berkovici, o doamnă căreia viața i-a mai dat o șansă. În octombrie 1941, la câteva zile după ce împlinise 18 ani, a fost deportată împreună cu familia din Câmpul Lung Moldovenesc la Giurin, în Ucraina. Doamna Berkovici e în legătură cu noi, acum în legătură directă, și ne bucurăm să o avem. Bună seara, doamnă! Ne auzim? Ne auziți? Bună seara! Bună seara, ne auzim? Haideți să încercăm să mai refacem legătura cu doamna. Ne auziți acum? Să vorbesc? Da, da, da. Da. Da, vă rugăm. Bună seara. Eu n-am fost la Auschwitz. Sunt Miriam Berkovici, născută Kober. Am 97 de ani. Eu, pentru mine, a început Auschwitz-ul meu în Transnistria. Eu am fost deportată de români în Transnistria, sunt din Câmpul Lung moldovenesc și motivația a fost motivația că Bucovina de Sud, evreii din Bucovina de Sud au colaborat cu sovieticii și ne-a deportat în Transnistria. De aceea zic că Auschwitz-ul meu a fost în Transnistria din 1941. Din 41 până în 44 am fost deportată. În două zile n-am mai fost cetățen român, am fost jidan, care au trebuit să plece în 24 de ore în Transnistria. N-am știut unde plecăm, am fost îmbarcați în trenuri, nu ne-am sufocat în tren, am fost numai vreo 40 de oameni, dar în tren a început dezumanizarea. Nevoile mi le-am făcut 3 zile în tren. Într-un vagon unde erau bătrâni, bunicii, copii, adulți, tineri. Aveam 18 ani atunci. 3 ani nu am știut unde plecăm. Am trecut prin atacii Mogilev în Ucraina. Într-un ghetou jurid. Am stat în condiții mizerabile 17 persoane într-o cameră, fără încălzire, fără apă, fără veceuri. Dumneavoastră ați fost eliberată undeva în luna aprilie. Cum a venit pentru dumneavoastră vestea că o să puteți părăsi acel loc îngrozitor? Nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg deloc, dar
Auschwitz-ul meu a fost Transnistria. De multe ori m-am gândit că nu știam că există Auschwitz-ul. De-abia la terminarea, de când sovieticii au eliberat pe oamenii de cei mai rămas în Auschwitz, m-am gândit că poate ar fi fost mai bine să fim la Auschwitz pentru că ne-ar fi terminat deodată. Ajungeam cu fumul, dar noi am murit câte puțin. În fiecare zi muream puțin. Și dintr-o fată voinică, grasă, mă rog, cum eram, v-aș arăta fotografii cum am arătat după Transnistria. Toată familie, jumătate din familie a murit, bunicii au murit foarte repede, că am mers cu bunicii, sora tatălui meu, și o soră, o nepoată și fiica, fetița ei de doi ani a fost împușcată de soldați români la cariera de piață. Dar a avut și rude la Auschwitz și Sfântul Gheorghe, o soră a lui tata, soțul ei și doi copii au murit la Auschwitz. Am fost bolnavă de febră tifoidă, am avut un icter prelungit și nu știu cum am fost în stare să mai trăiesc. Nu m-am dar până la urmă am pornit pe jos în 44 după ce Jurinul a fost eliberat de armata sovietică. În urma sovieticilor am înaintat și eu 2 săptămâni după ce au plecat, m-am dus pe jos la Botoșani. Nu am mai putut să văd Câmpul Lungu și nu m-am întors în orașul meu pe care îl văd numai în vis. Mi-am luat ca sarcină să recuperez. Sarcina mea a fost să învăț. Am făcut cele două clase la liceul evreiesc din Botoșan și am studiat medicina. Am fost 42 de ani medic la Spitalul Funden, unul din medicii, mă rog, se zicea că sunt un medic bun și toată energia mi-am pus-o în meserie. Am lucrat după pensionare și la Spala Lauder și la pentru pacienți care nu se pot deplasa la comunitatea evreilor și astăzi sufăr de insomnie, dorm numai cu somnifere. În coșmarele mele mă întorc în Transnistria. Mă cheamă bunicii care nu sunt în groapă comună înmormântat. Am plecat la Mogilev unde credeam că sunt înmormântat, dar n-am găsit mormintele lor. O poveste cutremurătoare, doamna Berkoviș. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în seara asta. Dumnezeu a ținut un jurnal în toată perioada aceasta și descria foarte, foarte amănunțit imaginile de acolo. Eu am mai citit un interviu de al dumnei. E un interviu lung cu multe pasaje din acest jurnal, o dramă cumplită, cea mai mare nenorocire a secolului trecut. Vezi poveștile astea prin film și te emoționezi. Acum când îți povestește o supraviețuitoare a lagărului de la Jurin, nu a fost în Auschwitz, dar a fost în Transnistria, cum în Ucraina, locul acestui lagăr este cutremurător. Cu ce vreau să rămânem, pentru că în ultima perioadă am văzut că se vorbește cu foarte multă ușurință despre extremism, despre nazism. Cred că n-ar trebui să uităm aceste lecții și
pe care noi le-am văzut poate doar în cărțile de istorie, iată că sunt oameni care au trăit aceste drame pe pielea lor și nu trebuie să revenim niciodată într-o astfel iar de poveste de groază. Iar s-auzi asta că și-ar fi dorit totuși să se ducă la Auschwitz, că acolo s-ar fi terminat totul mai repede. Asta pentru că ne-am documentat, ne-am interesat lagărul acesta nenorocit de la Jurin. Ne spunea doamna Bercovici, acolo am murit câte puțin. Era un loc de tortură extremă. În niște condiții groaznice. Exact, nu neapărat de a-i omorâ pe cei duși acolo din prima zi cum au ajuns, nu, erau lăsați să se chinuiască și torturați. Miriam Bercovici, 97 de ani, ca să privim și partea luminoasă a acestei povești, 42 de ani a lucrat la Spitalul Fundeni, un medic foarte bun.